Asculți Inspirație Divină la Radio Integrativ. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Numele meu este Adina Martinescu și în fiecare seară de vineri sunt gazda emisiunii Inspirație Divină din cadrul Radio Integrativ. Ne bucurăm că începeți weekendul alături de noi și de la ediție la ediție sunteți într-un număr din ce în ce mai mare. În această seară o avem alături de noi pe doamna Cristina Cojocaru, terapeut Access Bars și Theta Healing, cât și coach de dezvoltare personală. Vom afla ce presupune terapia Access Bars și cum ne poate ajuta ea în a trăi cu mai multă ușurință. Cristina, bine ai venit alături de noi și îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație și cum pot să fiu eu o contribuție pentru voi? Mulțumim, Cristina! Dacă ar fi să se prezinte omul Cristina Cojocaru, ce ne-ai putea spune despre tine? Wow! Despre mine! Despre mine foarte multe, având în vedere experiența de viață și drumul pe care l-am parcurs. Însă am să spun doar câteva cuvinte acum despre ceea ce fac în prezent. Poate în alte emisiuni o să povestesc această călătorie. Sunt terapeut Theta Healing de 9 ani de zile și terapeut Access Bars de 6 ani. Sunt life coach, formator și tehnician nutriționist. De fapt, fără a fi tehnician nutriționist, nici nu aș fi putut accesa vizul de liberă practică al ordinilor practicienilor de terapie alternative și complementare. De ce spun asta? Știm foarte bine că alimentația stă la baza stării noastre de sănătate ca și corp fizic și mai apoi gândurile și emoțiile noastre influențează direct starea de sănătate mentală, spirituală și emoțională. Suntem un tot, iar pe mine m-a pasionat dintotdeauna să înțeleg cum funcționează acest fascinant tot. Prin urmare, ceea ce practic de 9 ani este în acord cu ceea ce căutam să înțeleg la modul în care gândurile, emoțiile influențează și determină starea noastră de sănătate și aici mă refer la sănătatea fizică, mentală, emoțională, spirituală și cea financiară. Aceste două terapii absolut fabuloase pe care le practic acoperă toate aceste aspecte. Foarte frumos. Spuneai că ești terapeut Access Bars și cred că ar ajuta foarte mult ascultătorii noștri să înțeleagă ce presupune practica această terapie, Access Consciousness Bars. Ne poți spune mai multe? Cu drag. Cu peste 20 de ani în urmă, Gary Douglas, fondatorul Access Consciousness, atinsese un punct în viața lui în care lucrurile pur și simplu nu mergeau. După ani în care a încercat să dea un sens nebuniei în viață și totuși nu mergea nimic, el a început să pună întrebări. Ce aș putea eu să fiu, să fac, să am, să creez sau să generez pentru a face viața mea un loc mai bun și mai frumos? Cum aș vrea eu să fie viața mea? Punând permanent aceste întrebări, a rămas deschis să primească și răspunsuri. Și într-o zi, a primit un telefon, iar energia acelui telefon a recunoscut-o imediat ca fiind răspunsul la întrebările sale. Ce s-a întâmplat mai apoi? În urma sesiunii de atunci, a primit accesul către cele 32 de puncte care se găsesc la noi pe cap și care se numesc bare. Ele au format mai apoi Access Bars, accesul către barele noastre. Ce să vedem? Craniul nostru este înzestrat cu aceste puncte. Se găsesc aceste mici adâncituri în care noi, în timpul terapiei, punem buricele degetelor. Deci, efectiv, această inteligență infinită i-a arătat lui Gary cum să acceseze aceste puncte care până atunci nu au fost arătate nimănui. Practic este o terapie energetică și ne-ar ajuta să ne dai câteva exemple de bare de energie. Spuneai că se lucrează la nivelul capului.
Da? Și fiecare punct, cred că, deblocă o anumită emoție, un anumit sentiment. Ne poți da câteva exemple de astfel de bare de energie? Sigur. Access Bar se reprezintă un instrument care facilitează în mod diferit un mod de a trăi pe planetă. Foarte mult timp, oamenii au funcționat din densitatea gândurilor, a sentimentelor și a emoțiilor lor. Aceste lucruri cu care s-au identificat ei și ceea ce au considerat valoros. Tehnica aceasta este dinamică, este non-invazivă, cu succes și este recunoscută în peste 173 de țări. Sunt 32 de puncte la nivelul capului, care odată atinse eliberează încărcătura electromagnetică a tuturor gândurilor, ideilor, atitudinilor, credințelor și a tot ce nu te lasă pe tine să primești mai mult. Când atingem aceste bare, este ca și cum am pune degetul pe butonul de ștergere al computerului nostru. Să ne imaginăm că telefonul nostru este plin de fotografii, de fișiere și la un moment dat nu mai poate rula. Așa și noi, în viața de zi cu zi, avem mintea plină de gânduri, de emoții și la un moment dat ne blocăm. În momentul în care rulăm aceste bare, se dizolvă, se lichefiază acea încărcătură electromagnetică de la nivelul capului nostru. Câteva bare ca și exemplu. Avem banda de putere. Ce înseamnă această bandă de putere? Aici am înmagazinat noi toate considerațiile pe care le avem noi despre putere. Adică despre modul în care putem să facem noi lucrurile. Ce fel și ce mod accesăm noi, care este puterea pe care o putem avea noi în acel moment, iar banda de putere ne facilitează nouă puterea de a schimba în viața noastră lucruri. Foarte interesant. Apoi avem o bandă de bani. Foarte interesant. Avem bara de bani care depozitează părerile noastre despre bani. Despre cum să-i facem, dacă îi avem, dacă nu-i avem, dacă îi vrem, dacă nu-i vrem. Da, punctele de vedere pe care le-am preluat absolut. De-a lungul vieții de la persoanele din jurul nostru, nu neapărat că sunt ale noastre, sunt ale celor din jur. Dacă sunt buni, dacă ne fac fericiți sau nefericiți. Avem bandă de creativitate, care, ce să vezi, acolo avem toate elementele noastre despre ce înseamnă să fim noi creativi. Ce creativitatea de multe ori am învățat că înseamnă doar să desenezi, să cânți sau, știu eu, să dansezi. Creativitatea înseamnă mai mult decât atât. Creativitatea înseamnă să faci ceea ce îți place. Creativitatea este și atunci când faci un proiect și muncești cu drag. Creativitatea este și atunci când faci o prăjitură. Să scrii o carte. Exact. Adică prea mult ne-am îndreptat atenția către creativitate, înseamnă doar ceva artistic. Exact. Sau orice creezi în această realitate, orice intenție îți pui pentru a crea lucruri bune, exact. Da? Depinde fiecare ce dorește exact. Să creeze. O altă bară foarte, foarte interesantă este toasterul îmbătrânirii sau prăjitorul nostru. Aici avem prevăzute toate credințele și considerațiile pe care le avem cu privire la cum să îmbătrânești, cum se degenerează corpul, când mori, cum se dezintegrează organele noastre și atunci când atingem această bară, toate aceste gânduri și considerente se eliberează, permițând corpului nostru să funcționeze în magia lui de a se revigora. Pentru că, totuși, medicina a demonstrat că noi ne regenerăm odată total la 7 ani. Da. Și atunci, accesând aceste bare, ne permitem să ne regenerăm corpul și celulele cu informații noi și putem astfel să ne reaccesăm starea noastră de sănătate. Foarte interesante informațiile împărtășite cu noi, Cristina. Ne poți spune cum se desfășoară o ședință de Access Bars? O ședință de Access Bars este foarte simplă, foarte ușoară. Cel care vine la o asemenea terapie, efectiv este invitat în cabinet, se întinde pe o masă de masaj, terapeutul se așează la capul său
și începe să atingă aceste puncte. Deci nu trebuie să ne dezbrăcăm, nu trebuie să facem absolut nimic. Dacă cel care accesează terapia vrea să vorbească în regulă, dacă vrea să doarmă e în regulă, dacă vrea să râdă e în regulă, deci este spațiul lui de vindecare în acel moment. Și e foarte important să conștientizeze și să-și dea voie să primească și să învețe să primească fără așteptări. Cum ajută terapia acești beneficiari de terapie, că nu sunt neapărat pacienți, sunt beneficiari de terapie? Ce tratează practic această terapie? Ok, aș evita să spun că această terapie tratează. Așa. Și evit să spun foarte mult în cele două terapii pe care le fac că ele tratează. Da, foarte bine. Ele vindecă. Am să explic de ce vindecă. În momentul în care tu ai eliberat energia aceea din corpul tău, se eliberează absolut ceea ce creează blocajul din viața ta. Deci în momentul în care noi rulăm barele, noi nu mângâiem un punct și nu alinăm o durere. Noi eliberăm tensiunea și blocajul care există în acel moment. Ok, vine la a doua sesiune. În momentul în care se ating din nou barele, se eliberează alte energii, alte blocaje, pentru că noi suntem un cumul de gânduri și de emoții de ani și ani. De-aia spun că noi nu tratăm chiar acel mic gând, emoție care se eliberează într-o sesiune, este deja plecată, adică s-a vindecat ceva în interiorul nostru. Deci nu este ca o pastiluță care o iei mereu și mereu. Eventual, te redescoperi, începi să dai deoparte ca la foițele de ceapă. Mai dai o parte și încă una și încă una și ajungi din ce în ce mai mult la tine, la cel care ești tu cu adevărat, dincolo de ceea ce ți-au spus ceilalți că ai putea fi. Foarte interesant. Deci să înțeleg că această terapie se adresează tuturor celor deschiși spre a afla mai multe sau toate persoanele care vor să afle cine sunt, nu? Nu există, cred că, nici contraindicații. Nu, se adresează tuturor, pentru că beneficiile care le aduce această terapie sunt, printre altele, eliberarea de programe energiei, deblocarea creativității, îmbunătățește relațiile, obții capacitatea de a-ți crea propria viață, finanțele, ameliorezi până la dispariție depresia, anxietatea, fobiile, eliberezi stresul. Efectele sunt uluitoare la copii agitați sau la cei cu probleme de concentrare. Are foarte mare efect asupra femeilor însărcinate. Se poate face și pe sugari, chiar de către mamele lor. Adică nu există cineva care nu are de ce să nu acceseze această terapie. Chiar și dacă te simți bine în viața ta, accesarea unei sesiuni îți creează ție spațiul în mintea ta. Așa cum creezi spațiul când ștergi fotografiile din calculatorul tău. Exact, îți creezi o stare de bine, practic. Da. Nu trebuie să tratezi neapărat ceva. Mm-hmm. Foarte interesant. Această terapie, Cristina, cuprinde doar partea practică sau există și niște instrumente verbale, niște cam fel de curățări, de clearing-uri? Ne poți da câteva exemple de astfel de instrumente și cum le-am putea aplica în viața noastră să ne fie bine? De exemplu, știu că citeam la un moment dat că ar exista o mantră care ajută ca lucrurile să devină mai ușoare. Ne poți spune care este această mantră și cum funcționează ea? Da. Access are cele două părți, de întrebări și de procese de corp, printre care procesul de corp este această accesare a barelor și alte procese de corp. Însă întrebările sunt instrumente pe care le folosim. Mantra Access înseamnă: totul în viață vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, unde gloria reprezintă expresia exuberantă și abundența vieții.
Folosirea acesteia de 10 ori dimineața și de 10 ori seara îți va schimba viața. Eu vă propun să o folosiți. Totul în viață vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Mai avem fraza de curățare, se numește, și este chiar numită bagheta magică. Această frază conține cuvinte cum ar fi corect, greșit, bine, rău, punct de creație, punct de distrugere. Se adresează fraza de curățare universului, care poate schimba orice. Și dacă ai vrut vreodată să schimbi lucrurile doar cerând să se schimbe, acum poți să faci cu fraza de curățare. Fraza de curățare scoate la suprafață energiile și universul abia așteaptă să le disipeze. Mai avem două întrebări magice pe care le folosim tot timpul. Este cum devine și mai bine decât atât și ce altceva este posibil. Ce fac aceste întrebări? Deschid posibilități viitoare. De cele mai multe ori, noi ne blocăm sau ne limităm. Acum este minunat. Acum este extraordinar. Sunt bucuros. Atât se poate. Pe când, punând aceste întrebări, cum devine și mai bine, ce altceva este posibil, deschidem portița altor, da, posibilități de a deveni mult mai bucuros, mult mai minunat, mult peste ceea ce mi-am putut eu imagina până atunci. Practic, aceste întrebări ajută și deblocă acea conștientizare, ne face să devenim mai conștienți de posibilitățile viitoare. Foarte interesant. Ne poți da câteva exemple cum s-a schimbat viața unor clienți de-ai tăi în urma beneficierii de pe urma acestei terapii? Da. Fiecare client al meu a avut experiențele proprii. Nimeni nu seamănă cu altcineva. Am cazuri de depresie care au venit și au accesat terapia și după prima ședință au sunat și au spus că au dormit după ani de zile în care nu au dormit, și asta însemnând s-au culcat fără pastila de seară de la ora 9 și s-au trezit a doua zi dimineață la ora 9. Apoi am un caz spectaculos de fobie care a venit în cabinet și nici nu s-a așezat bine, voia să plece pentru că era claustrofob și am rugat doar să-mi permită să-i ating barele. Da. Bineînțeles că a reușit să se relaxeze și după ce am terminat sesiunea m-a sunat a doua zi fericită că a reușit în final să intre într-un magazin, să meargă singură și chiar a fost la club. Era o persoană tânără și i-a redat, deci o sesiune de bar, i-a redat libertatea de a face lucrurile care sunt normale. Da, și încrederea, și încrederea în propria, da, persoană. Bine, pot să spun că Access îl folosesc fetițelor mele și atunci observ cum cea mică, spre exemplu, are o disponibilitate în a face temele într-un fel anume. A avut acum de curând un proiect în care l-a făcut foarte simplu și chiar s-a dovedit a fi un proiect pus și premiat, adică primul din școală, o idee superbă. Ce, da, descătușează foarte mult potențialul interior. Da. Este minunat. Cristina, ne poți spune cum se poate învăța această terapie? Ce presupune această formare? Știu că tu și ții cursuri, nu, în această, da, direcție. Da, am bucuria să pot să facilitez, adică să predau această tehnică absolut uimitoare. Și cine poate să facă? Absolut oricine vrea să învețe și să aibă o tehnică în buzunar și să o acceseze tot timpul, să o folosească pentru sine, pentru că se poate face autotratament, însă dacă o împărtășești cu altcineva, dinamica energiei este de 1000 de ori mai puternică. Dacă ești psiholog și vrei să ai rezultate mai bune cu cei cu care lucrezi, dacă ești masor, terapeut, dacă ești medic și avem foarte mulți medici în sistem care practică această terapie și nu numai, dacă ești părinte și vrei să ai o comunicare mai bună cu copiii, dacă ești adolescent, copil și singura nefericire este că acei copii vor deveni mult mai înțelegători și te vei înțelege mult mai bine cu ei, dacă ești gravidă și vrei să ai o sarcină ușoară, dacă lucrezi în vânzări și vrei să ai mai multe vânzări, deci
Deci chiar că este pentru toată lumea această terapie. Foarte interesante informațiile. Mulțumim încă o dată, Cristina. Știu că domeniul Access Consciousness este destul de vast. Ne poți spune pe lângă această tehnică ce alte procese de corp există în Access și cum ajută ele? Da. Primul pas este acest Access Bars, după care avem procese de corp. Sunt undeva 50 de procese și încă se mai descarcă din acest univers procese de corp. Sunt energii care sunt accesate diferit. Unul dintre ele se rulează odată cu barele. Este sisteme de secvențiere trifoldică și am să spun puțin despre asta. Înseamnă că descătușează acea traumă. Deci persoana care face Access Bars nu se va mai întoarce niciodată în trauma care se întoarce permanent până atunci. Avem proces de corp pentru ștergerea celulelor adipoase. Asta chiar ar ajuta foarte multe ascultătoare ale noastre. Da. Ar fi minunat să aflăm cum se face această tehnică. Poate într-o altă emisiune. Da, cu siguranță. Da. Avem mimare biomimetică, avem un proces extraordinar de Access Facelift, care se numește Dincolo de Botox, adică uimitor. Și acesta este interesant de accesat. Avem corectarea vederii, avem MTVSS, care înseamnă sisteme de desfacere a valenței moleculare terminale și energiile descătușează sistemul imun și nu numai. Deci e un proces de corp pentru imunitate, MTVSS, atât de util în această perioadă. Da, da. Mm-hmm. Și nu numai. El poate fi rulat în peste 1000 de moduri și s-a dovedit foarte util în mai multe afecțiuni ale măduvei spinării, cancer osos, cancere, leucemii. Sunt multe, multe aspecte unde poate fi folosit MTVSS-ul. Eu cel mai mult l-am folosit, spre exemplu, pe mine când am avut febră sau știu eu acum când a fost această perioadă, m-au durut plămânii, cumva n-am avut... Diverse organe și se realizează practic? Poți să ne dai un exemplu? Da, mi-am pus mâinile, am cerut fetelor mele să-mi pună mâinile pe mine, pe cap. Așa. Și celelalte pe articulații și le-am spus, vă rog, să rulăm acum MTVSS. Am stat undeva la 20 de minute cu mâinile, bine, există niște poziții anume pe articulații și pe corp. Mm-hmm. Și în jumătate de oră mai apoi ne-am îmbrăcat și am mers la piscină și n-am mai avut absolut nimic. Adică... Interesant. Practic, chiar că nu este nicio contraindicație. Lucrez cu energia propriului corp. Exact. Și da, este un instrument deosebit de util pe care îl avem la îndemână la domiciliu, da? Asta nu exclude o vizită la medic, bineînțeles, trebuie să respectăm indicațiile primite de la medic, dar este o metodă pe care o avem noi și o putem accesa cu ușurință atunci când nu găsim, nu știu, deschis la un cabinet sau știm cu toții că se stă foarte mult și se așteaptă în general pe holuri la spitale, așa că putem încerca întâi să ne tratăm acasă cu metode non-invazive și după aceea să ajungem în cadrul unui spital. De exemplu, eu ieri dimineață, pentru că lucrez foarte mult la calculator și mă durea după cap de tensiunea mușchilor, eram în lift cu fetița cea mică și îi spun, te rog să pui mâinile aici pe spate la mine, cât coborâm cu liftul și să spui să ruleze MTVSS și mai mută puțin și până am ajuns în mașină îi zic, dă măcar drumul la energiile acestea ca să pot să lucrez astăzi. Adică atât de simplu poate fi făcut. Da. Totul, da. Și vreau să menționez că eu recomand fiecare persoană care vine la mine să-și urmeze tratamentul. Sigur. Sub nicio formă să nu renunțe la tratamentul alopat, iar dacă în urma sesiunilor el observă ceva îmbunătățiri, să meargă la medic și doar medicul este cel care va spune dacă trebuie să schimbe ceva în tratamentul său. Da. Mulțumim frumos, e important să se știe aceste aspecte, Cristina. Chiar dacă ar fi să poată lua ascultătorii noștri legătura cu tine în vederea programării pentru o ședință de terapie, Access Bar sau de ce nu să participe la curs și să învețe această terapie minunată, ne poți spune cum și unde te pot găsi cu cea mai mare ușurință? Da. Sunt foarte prezentă acum de în ultimul timp pe pagina de socializare, că așa a și fost această perioadă. Cristina Cojocaru, terapeut Access Bar și Theta Healing, așa se numește pagina. Am pagina Secretul din mintea ta, am grupurile Vindecă sufletul tău și Eliberarea blocajelor din viața ta. Există evenimente
care pot fi accesate și înregistrate, Minutul de Vindecare și Secretul din spatele bolii, pot fi căutate la mine pe pagină și există foarte multă informație. Desfășor acum programe online. Pe 4 aprilie încep un nou program dimineața la ora 9, care se va numi Conectează-te cu sursa ta reală, da, abundenței tale. Foarte frumos. Cursurile din Bacău, din Iași, din Ploiești, din Sibiu, din Brașov și oriunde sunt solicitată, cu mare drag vin. E important de știut acest lucru. Da, da, nu există. Doar pe Bacău sau Iași, nu. Poți să mergi oriunde la cererea. Vara asta voi merge la Drobeta Turnu Severin. Adică... Da. Da, și mi-am stabilit o tabără, chiar două. Astăzi venind încoace am mai vorbit cu cineva. Vom face o tabără de vindecare în luna iunie. Eu sunt cu instrumente Access și Theta Healing, iar cred că în luna iulie voi face o a doua tabără cu o altă colegă care este tot așa în domeniile de metafizică, da. Și cu siguranță ne gândim cum să creăm pentru cei din jurul nostru și să fim contribuție să aducem îmbunătățire și calității vieții noastre. Exact, dacă ar fi să folosim un instrument pe care tocmai l-ai împărtășit astăzi și ce altceva este posibil, nu? Da, sigur. Cristina, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în cadrul studioului Radio Integrativ și te mai așteptăm alături de noi și în cadrul unei ediții viitoare să discutăm și despre cealaltă tehnică pe care știu că o practici, Theta Healing. Da. Dacă ar fi să rămână ascultătorii noștri cu un îndemn din partea ta, care ar fi acesta? Este și deviza sub care eu funcționez de 9 ani de zile. Ești creatorul vieții tale. Alege acum pentru tine, pentru că stă în puterea ta să fii sănătos, prosper, fericit. Acum și nu mai aștepta în altă zi. Ești creatorul vieții tale. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Cu drag! Dragi ascultători, vă mulțumim că și astăzi ați fost alături de noi și până data viitoare, nu uitați, fiți creativi și inspirați! Seară în armonie!